Peste 1000 de candidați la diferite discipline și-au depus candidatura la examenul de titularizare în județul Dolj. Pe perioadă determinată au fost scoase la concurs 36 de catedre educaționale, iar concurența a fost acerbă, celelalte posturi fiind destinate pe fracții de normă sau pe suplinire. S-au afișat rezultatele parțiale ale concursului național de titularizare. În județul nostru, la acest concurs, în acest an, au participat 1028 de candidați. Prezenți au fost 751, absenți 177. Pe parcursul examenului, candidații se pot retrage. Am avut și noi astfel de cazuri. Am avut un candidat care s-a retras în timpul examenului din motive medicale și alți 99 care din diverse motive au solicitat retragerea din examen. Concursul național de titularizare s-a desfășurat în 4 centre de examen și în ceea ce privește notele obținute de candidați, am avut 6 note de 10, și anume o notă de 10 la educație fizică și sport, o notă la educație tehnologică, apoi doi colegi de-ai noștri au obținut nota 10 la istorie, o notă de 10 la învățământul primar și o notă de 10, așa cum suntem obișnuiți, la matematică. Se pare că în fiecare an matematica este de 10. Ieri și astăzi, până la ora 15, se depun contestații. Până la această oră avem depuse 128 de contestații. În ceea ce privește numărul de note sub 5, numărul acestora este de 167 de note sub 5. Ieri, în prima zi de depunere a contestațiilor, au fost depuse 128 de contestații. Cele mai multe contestații s-au depus la educație fizică și sport 20 de contestații, limba și literatura română 19 contestații, 10 la limba și literatura română pentru învățământul primar, deci la învățământul primar, și 21 de contestații la învățământul preșcolar. Vă reamintesc că cea mai mare concurență a fost la învățământul preșcolar, la învățământul primar, la limba și literatura română. Și se pare că și numărul de contestații este mare la aceste discipline, așa cum vă spuneam. În județul Dolj sunt 36 de posturi titularizabile, dintre care cele mai multe sunt la Liceul de Arte Marin Sorescu.